În momentul în care începem să ne gândim la comunicare către consumatorul nostru final, dar excludem tot ce înseamnă partea de business to business, e foarte important, unul la mână, să știm cum arată omul către care vorbim. Adică e foarte important să avem un portret al lui, să ne gândim, ok, unde merge și își bea cafea omul ăsta, ce fel de reviste citește, ce fel de site-uri, ce fel de, nu știu, cu cine se înconjoară prin oamenii din jurul lui. E un om artist care merge în cafenele de specialitate sau e un om de business foarte pragmatic care se duce la cafea prăjită în stil italian? E cineva care preferă să meargă la vernisaje sau care mai degrabă iese la un mic șobere undeva, nu știu, pe o sala sporturilor? Pentru că deciziile acestea și modul în care acest personaj arată ne ajută să ne facem un tablou cât mai complet și cât mai util de cum să comunicăm către el. Și să vedeți de ce. Dacă, de exemplu, consumatorul meu este un om care consumă cafea de specialitate, atunci poate că aș putea să fac o campanie în care mă duc la cafeneaua lui preferată, pe care ar trebui să o știu, și fac o campanie acolo. Nu știu, duc produsul meu la coffee shop și rog pe barista-ul de acolo să facă o rețetă cu siropul meu. Sau îl rog pe omul care face o rețetă în restaurantul unde știu eu că consumatorul nostru merge. Poate mă duc și vorbesc cu bucătarul de acolo și zic să facă o rețetă cu produsul meu, cu morcovul meu sau cine știe ce produse aveți voi să vindeți. Și atunci e foarte important să avem un portret cât mai accurate, cât mai detaliat al acestui om în fața căruia vorbim. După ce am hotărât acest lucru, începem să ne gândim la canalele în care acesta este prezent. Poate dacă este un target foarte tânăr, probabil că o să aibă cont de Instagram și mai nou de TikTok. Dacă e un target mai în vârstă, poate mai degrabă cu el merge să comunicăm prin poștă, să-i trimitem niște flyere, să-i trimitem niște materiale. Dacă e un om care, nu știu, e mai intelectual și vrem să ajungem la un segment care e un pic mai sofisticat, poate publicăm un articol în Dilema Veche și vorbim cu Cătălin Ștefănescu să ne identifice cu brandul, da? Să se alăture brandului și să-l comunice mai departe. E foarte, foarte important să știm cine este acel om despre care vorbim și apoi să facem un platou cât mai complex. Și când zic platou complex, zic să ne gândim la mai multe medii în care să ajungem la el. Nu vorbim doar pe Facebook și doar pe Instagram, ci mergem și la el în mod offline, îl salutăm la, cum am zis adineaul, la coffee shop-ului preferat, mergem și vorbim cu el în viața reală, facem niște evenimente, adică mixul nostru de comunicare tot timpul trebuie să avem mai multe lucruri mai diverse. Pentru că procesul de achiziție al lui nu este un proces simplu. El nu vede reclama, nu vede o postare despre voi și în secunda aia se hotărăște să cumpere, ci mai degrabă vede despre voi în mai multe tipuri de medii și apoi, într-un final, îl convinge și ia decizia să cumpere de la voi. Din cauza că avem o piață atât de complexă și avem un mediu în care suntem bombardați, există acest zgomot de fundal în care suntem bombardați cu tot felul de mesaje, ăsta e motivul pentru care și noi trebuie să ne asigurăm că consumatorul nostru a ajuns la noi prin mai multe medii și prin mai multe canale de comunicare.